Bun venit la Starea Sănătății. Gata? Ați terminat din frigider tot ce a rămas după sărbători? Salata băf, toate ouăle vopsite, ciorba de mieluț, stufatul, friptura, toate prăjiturile. Cei mai mulți n-ați fost probabil prea înțelegători cu ficatul vostru. Știu cum e, am fost și eu acolo. Și până când nu mi-a bătut ficatul în țeavă, nu m-am lăsat. Na, preparatele noastre tradiționale nu abundă în fructe și legume, ci în ouă, carne, lactate. Așa că ar fi bine să ne gândim la cum ne-am putea recompensa față de ficat. Mai ales dacă am consumat și niște fructe distilate în exces în această perioadă. Până la urmă știți cum e, omul poate trăi fără un rinic, fără vezică biliară, dar nu și fără ficat. Din fericire, există anumite alimente care au un efect protector asupra ficatului și despre care vom vorbi astăzi. Că doar nu vă așteptați să discutăm despre medicamente care nu fac decât să bage efectele sub preș, nici de cum să meargă la cauza problemelor. Ne putem începe ziua cu un bol de fulgi de ovăz. În 2013, un grup de cercetători a publicat în Jurnalul Internațional de Endocrinologie primul studiu referitor la efectul fulgilor de ovăz asupra oamenilor supraponderali de ambele sexe și au descoperit o reducere semnificativă a inflamației ficatului la acei subiecți care au consumat fulgi de ovăz. Rezultatele au fost atât de bune încât cercetătorii au recomandat înlocuirea cerealelor rafinate cu fulgi de ovăz și alte cereale integrale în dieta pacienților diagnosticați cu boala ficatului gras nealcoolic. Eu așa îmi încep ziua de luni bune și mă simt excelent. Mai există o categorie de alimente care previn acumularea de grăsimi în celulele ficatului uman, iar acest lucru a fost demonstrat până acum doar în cadrul studiilor in vitro. E vorba de alimentele vegetale cu pigmenți violet, roșii și albaștri, mai precis fructele de pădure, strugurii, prunele, varza roșie, sfecla și ceapa roșie. Acest efect ar trebui inclusiv testat în studii clinice pe oameni pentru a fi confirmat, până acum fiind testat doar pe șoricei și neprubetă. Fiind vorba însă despre niște fructe și legume fără efecte secundare negative, le putem consuma liniștiți până când vor fi confirmate efectele benefice asupra ficatului și într-un studiu clinic realizat cu oameni, întrucât alte beneficii ale lor au fost deja confirmate în acest mod. N-avem nimic de pierdut așadar. Vă aștept diseară de la 10 la Starea Nației.